Am găsit cu greu ruinele castelului Bihor. Reședința formațiunii feudale cu același nume. O țară întinsă pe vremuri, în Evul Mediu. Azi împărțită frățește între Muntenegru și Serbia. Suntem în Muntenegru, așadar. Întrebarea mea este: câți dintre dumneavoastră știați, dragi telespectatori, că Evul Mediu, alături de Bihorul Ducelui Nenumărut, pe care l-am învățat cu toți în cărțile de istorie, a mai existat un Bihor, cu capitala tot în cetatea Bihor, ca și Bihorul Nenumărut, cu capitala Biharia? Și câți dintre dumneavoastră știți că în Bosnia a existat o regiune numită România în Evul Mediu? Prilej pentru sârbii bosniaci în sinistrul război din anii 90 ai secolului trecut să declare o efemeră regiune autonomă cu același nume. Toate acestea sunt cât se poate de normale, pentru că ne aflăm în vechea țară a celora pe care grecii numeau Maurovlași, sârbii numeau Morovlași, iar dalmații de pe coasta Adriaticii îi numeau Nigri Latini, latin negri. Documentele venețiene ale secolului al XV-lea. Turcii cuceresc castelul la 1455, redenumesc Bihorul Maurovlah Sanjak. Astăzi ruinele sunt risipite în toate părțile, curg în toate părțile. Am găsit foarte greu locul ăsta, nici băștinașii de pe văile astea nu știu exact pe unde să mai ajunge, întrucât cărările sunt abandonate de sute de ani. De fapt, acest Bihor din Muntenegru este al treilea în ordine cronologică. Primul a fost cel din India, cel mai vechi stat Bihor care există până astăzi. În nord-estul țării acelea, cât un subcontinent, la granița cu Nepalul. Al doilea a fost Bihorul Ducelui Nenumărut, cel care astăzi este împărțit între Ungaria și România. În fine, al treilea, cel de aici, împărțit între Serbia și Muntenegru. În sanscrita veche, cuvântul Bihor însemna refugiu. Nu multe au rămas până astăzi din cetatea medievală Bach, Antivari, în italiană. Niște resturi puteți vedea în spatele meu. Odinioară aici era o întreagă splendoare. Au trecut turcii pe aici și a rămas ce se vede azi. Dar în secolul al XIII-lea, avem aici sediul Arhiepiscopiei Catolice de Antivari, care se ocupa de întreg sudul Dalmației, în mare parte slavon. Și de aici a ajuns până la noi o cronică foarte interesantă și discutabilă precum gesta hungarului, a notarului anonim, numită Cronica Presbiterului din Dioclea. Asta e tot ce a rămas astăzi din mănăstirea Precista Crainska, de lângă Antivari. Complet demolată pe la 1600, azi aici e o zonă compact musulmană. A fost construită undeva în jurul anului 1000 de un duce legendar pe nume Vladimir, un fost prinț al Dioclei, rămas în special prin legendele țesute în jurul lui datorită iubirii sale tragice pentru fiica țarului Bulgariei, o oarecare prea frumoasă, Teodora Cosara. În această mănăstire, în secole 12-13, a funcționat Arhiepiscopia de Antivari și aici, între acești pereți, a fost scrisă Cronica Presbiterului din Dioclea. Primul text în care apare pomenit etnonimul Maurovlah. Cronicarul se referă la invazia bulgarilor la sfârșitul secolului al VII-lea și scrie ceva la modul următor: de atunci, războiul încheindu-se în toată Macedonia și după aceea în întreaga provincie a latinilor, care în acele timpuri se numeau romani, mai exact Maurovlah, care se mai numeau și latini negri, și continuă mai departe cu fraza lui. Romani, Maurovlah, latini negri, însemnau același lucru pe la 1160-1180, când se presupune că a fost scrisă această cronică. Provincia latinilor din text, cea ocupată de bulgari, care ar fi dislocat pe Maurovlah, ne duce cu gândul mai degrabă la Mesia Superior,
decât la nordul Dunării. Dar știm bine că maurovlahii erau cei din nordul Dunării, în sudul Dunării erau valahii albi. În schimb, un alt izvor scris de pe la 1308, tot de un călugăr anonim, de la Paris de această dată, autorul unei lucrări numite Descriptio Europe Orientalis, Descrierea Europei Orientale, susține că între Macedonia, Ahaia și Tesalonic se află un popor foarte mare și răspândit care se numește Blazi și care odinioară au fost păstori ai romanilor și, din pricina terenului roditor și plin de verdeață, trăiau în Ungaria, unde se aflau pășunile romanilor. Dar mai apoi, fiind izgoniți de aici de unguri, veniră în acele părți. Ei au în abundență multă brânză foarte bună, lapte și carne, mai presus de alte neamuri. Prin localizarea geografică, el se referă la a români. Dar despre ei știm că existau în acel areal înainte de invazia ungurilor, din 896, an în care ei penetrează bazinul carpatic. Încă din secolul 8, în literatura laică bizantină, avem brânza valahă ca articol de lux. Așadar, nu poate fi vorba despre a români în acest val al valahilor din nordul Dunării, izgoniți de unguri peste Dunăre. Ei nu pot fi decât maurovlahi, sosiți într-un al doilea val. Cu atât mai mult, cu cât mai departe în aceeași lucrare, autorul anonim mai scrie. Panonii însă, care locuiau pe atunci în Panonia, toți erau păstori ai romanilor și aveau în fruntea lor 10 regi puternici în întreaga Mesia și Panonia. Slăbind însă Imperiul romanilor, au ieșit ungurii din provincia Sciția și s-au luptat cu numiții 10 regi și puseră stăpânire pe ei. În primul rând, cei 10 regi valahi învinși de unguri apar și în alt izvor. În al doilea rând, dacă ar fi să-i dăm crezare lui Anonymous al nostru din Paris, valul de români dislocați de unguri au fost din Panonia și Mezia. Se cuvine să zăbovim o clipă asupra acestor termeni, valah și valah negru. Două etnonime care apar la mare distanță în timp unul de altul. Valah se datorează migrației primilor germanici și aparține probabil secolului al IV-lea. În germana veche, Valha însemna străin. Apoi termenul se aplică triburilor de celți romanizați. Celții din țara Gailor, Velșii de astăzi, de atunci și-au căpătat acest nume. Pe urmă vin slave, începând din secolul VI masiv, și preiau acest toponim de Valah de la germani. Inclusiv Bizanțul va ajunge să îl folosească. Termenul de valah negru nu apare decât toată cu migrația triburilor turcești, pecenegii și cumanii, secolele 9-13. Revolta aseneștilor din sudul Bulgariei, care a stat la baza celui de-al doilea țărat bulgar, i-a făcut pe acești turci să-i împartă pe valahii în două. Valahii negri erau cei din nordul Dunării, valahii albi cei din sudul fluviului, după obiceiul lor de a împărți după punctele cardinale. Așadar, îi avem pe valahii negri în nordul fluviului și pe valahii albi în sud. Kara Ulah. Kara înseamnă negru. Ulah, valah. Acest etnonim compus, Kara Ulah, valah negru, va duce la apariția cuvântului Karaula, pe care îl avem și în limba română, preluat însă de la cei din jur. Nu este un cuvânt autohton. Karaula vine din valah negru și înseamnă exact santinelă sau pază în armată. Aici, în țara Muntenegru, avem în munții Procleche, pe românește spus munții blestemați, vârful Karaula, pe care îl putem găsi pe hărți. Așadar, valahii negri ajung să fie karaule și să-și vândă serviciile militare în toată Europa de Est, din nordul Mării Negre până în peninsula Balcanică. Karaulele ocupau puncte fortificate, cum este cea mai rămas din castelul din spatele meu, un foarte bătrân castel muntenegrean, fiind lefegii, fiind soldați, angajați în schimbul unei solde. Așadar, în toate limbile balcanice, greacă, albaneză, limbile sud-slavice, karaulă ajunge astăzi să însemne pază în armată, dar el provine din Karaula, din valahul negru, cel din nordul Dunării. Bernard Shaw scria pe undeva, citez,
citez: dacă vrei ceva frumos, du-te la Dubrovnik. Încheia citatul. Actul de naștere al Dubrovnicului datează din anul 614, când avarii și slavii distrug o colonie greacă din prejur, Epidauro, rompe lumea. Supraviețuitorii teribilului eveniment se refugiază pe o stâncă în Marea Adriatică. Laos, în greacă, înseamnă stâncă. Din Laos a devenit Lauza, apoi Rauza, apoi Raguza. Între secolele 7-12, Raguza aparține Bizanțului. În secolul al IX-lea era deja suficient de puternic încât să reziste timp de 15 luni unui atac al piraților sarazini. Începând cu 1205, orașul trece sub controlul Veneției, în contextul funest al celei de-a patra cruciade. Până în 1353 va sta sub Veneția, an în care își dobândește independența și schimbă statutul de municipiu cu acela de republică și devine Republica Ragusa. O republică legată de Valahia Nord-Dunăreană prin oculte legături încă insuficient decelate de istorici. De pildă, la sfârșitul secolului al XIV-lea avem un tratat comercial între Ragusa și Valahia. Știm că țarul Serbiei interceptează, stopează un transport către Valahia voievodului Radu Negru, un transport de 10.000 de armuri complete de cavalerist. În 1397 aici îl găsim pe Ioan, nepotul lui Mircea cel Bătrân. Nu știm ce face aici. Ca să nu mai spun că analele din Ragusa păstrează referitor la întemeierea statului Valahia un misterios an, 1310, pe care ei îl dau ca fiind acela al întemeierii de către legendarul Negru Von. Este anul în care ciuma neagră, cel mai sinistru flagel al Evului Mediu, lovește și Ragusa. Registrele de atunci ne-au păstrat contabilități sumbre. Au murit 160 de nobili, din care 110 membri ai Marelui Consiliu, 300 de cetățeni și 7.000 de soldați din garnizoane. Ciuma trece, populația se bucură că a scăpat mai ieftin decât alte orașe, dar în iunie 1363, ciuma neagră reizbucnește cu o forță de nestăvilit și curăță 3/4 din cetățenii Ragusei. Oficialitățile închid orașul și îi blochează pe cetățenii înăuntru, ca flagelul să nu se răspândească în jur. După domolirea epidemiei se produce un fenomen între cetățenii acestui oraș. Cu toții, adică mulți din ei, dintre cei înstăriți, încep să doneze terenuri pentru construirea unor lăcașe de cult, considerate prea puține, lăcașe de cult care să atragă grația divină asupra orașului și a cetățenilor săi. Mi s-a păstrat un document referitor la construcția bisericii pe care o puteți vedea în spatele meu. Este biserica Sfântul Vlah, protectorul orașului Dubrovnik. În document se spune că un oarecare negustor bogat pe nume Vlaco Luzacchi și-a donat grădina din Sipan de lângă mare, marea este dincolo de poarta aceea de acolo, pentru a se construi o biserică în memoria sfinților Vlah și Pancrațiu, în care în fiecare săptămână urma să facă o slujbă pentru protecția orașului și a locuitorilor săi. Acum, acest nume, Sfântul Vlah, pe care biserica îl poartă până astăzi, a făcut să curgă multă cerneală protocronistă. Sfântul Vlah, Sfântul Valah și așa mai departe. În fapt, este vorba despre Sfântul Blasius, un martir din Armenia secolului al IV-lea după Hristos. Legătura noastră a românilor cu biserica Sfântul Vlah pare a sta în donatorul terenului pe care această biserică a fost construită. Vlaco Luzacchi, pe care îl bănuim, după nume, a fi fost un român. Consiliul Mare numește 3 nobili să găsească o modalitate de repopulare a orașului în urma epidemiei. Ei propun în plenul Marelui Consiliu, cât mai rămăsese din el mai puțin de jumătate, următoarea soluție, citez: să trimite oameni buni la Vlah ca să-i facă pe aceștia să vină în Ragusa. O delegație de 9 nobili raguzani
descind la Valahie de pe muntele Sfântul Sergiu, pe care încearcă să-i convingă să se mute în cetate ca să o repopuleze. Documentele imediat următoare, din 1363 până în 1374, menționează că, citez, numărul valahilor ce locuiau extramuros și care s-au mutat în oraș devenind apoi cetățeni raguzani a depășit cifra de 22.000. Acum un text din 1409, an în care Marele Consiliu aprobă, ghilimele, instituirea unor zone de protecție, în paranteză cordoane sanitare și lazareturi pentru cei suspectați că ar fi infectați. Cei suspectați, precum și cei ce veneau din orașe și regiuni unde ciuma făcuse deja ravagii, erau obligați să stea între 30 și 60 de zile în carantină. Aceste interdicții au fost încălcate de nenumărate ori, fapt ce a condus la reizbucnirea ciumei din 1437, 1449, 1464, și nici lazaretul impus pe insula Mlieș și Supetru, lângă Tafta, ci nici cumpărarea caselor lui Danciu și a lui Mihală Pietraru, ce erau lângă zidul dinspre Tila, ambii acuzați că ar fi înlesnit intrarea în oraș a unor semeni bolnavi sau purtători de boală, nu au împiedicat o nouă epidemie, am închis ghilimelele. Danciu și Mihală Pietraru, așadar. Și iată, acela este zidul dinspre Tila, poarta Tila. La acel zid erau adosate casele lor. Despre relația fundamentală dintre Maurovlah și Raguzani ajunge la noi din anul 1278, în care codicile unui oarecare Marino Geno înregistrează pe unul Pascua de Pecorario și pe un Blacus Valah pe nume Vladimir Gostininici. Dacă eliminăm terminația slavă, avem numele românesc Vladimir Gostin. Acesta din urmă pune la dispoziție 150 de cai pentru un transport între Raguza și orașul Brescia, azi Brâscovo în Muntenegru, pe prețul de câte 28 de groși un cal pe durata întregii călătorii. Mi se dau detalii, prețul de chirie avea să fie plătit jumătate în Raguza, iar jumătate la destinație. În mod curios, o asemenea închiriere se numea în actele raguzane cu un termen împrumutat de la corăbieri. Navlicare, a naviga. Se chema că această caravană comercială maurovlahă navighează prin peninsula balcanică. Cuvântul caravană este de origine persană. De la perși l-au luat bizantinii și l-au răspândit în întreaga peninsula balcanică. L-au preluat turcii, arabii și așa mai departe. Vlahii numeau aceste alcătuiri turme sau cărvune, cu termenul bizantin. Turma era în armata romană, mai apoi și în cea bizantină, un escadron alcătuit inițial din 30 de călăreți. Cum arătau asemenea caravane? Caii erau plini cu poveri, conținând marfa, iar oamenii înarmați mergeau pe jos pe lângă acești cai. Turma valahilor se deplasa la pas, la pasul omului. Aceste turme, la nevoie, deveneau mici unități militare, mici cete de războinici. Cea mai veche atestare în legătură cu vlahii cărvunari o avem din anul 976, când, în timpul unei răscoale antibizantine a bulgarilor, vlahii cărbunari omoară un prinț bulgar între lacurile Castoria și Prespa, la confluența dintre Macedonia, Albania și Grecia, la locul zis Stejarii Frumoși. Aceste cărvune au fost suficient de puternice încât să întemeieze un stat feudal în secolul XIV. Noi astăzi îl numim Dobrogea. El în secolul XIV se numea Cărvuna. De ce? Pentru că a fost întemeiat de vlahii cărvunari. Capitala
acelui stat, pe care noi ne încăpățânăm astăzi să-l numim Dobrogea, deși el, repet, se numea Cărvuna, era în orașul Cărvuna Ascavarna din Bulgaria. Când ultimul principe moare în luptă, forțat de turci să lupte contra țăratului bulgar din Târnovo, Ivancu pe nume, el își lasă prin testament țara voievodului Ungrovlahie. Așa ajunge Mircea cel Bătrân să se intituleze Mare Voievod și Domn Samodrăjavnic până la Marea Cea Mare. În Raguza, republică sau semi-republică pe vremea venețienilor, condusă de rectorul ce și avea palatul aici, turmarii vlași apar încă din secolul al XIII-lea. Starea era principalul articol al comerțului cu Raguza. Atât de abundent în nordul Dunării, acest articol lipsește aproape cu desăvârșire în sudul fluviului, deci în întreaga peninsulă balcanică. Și atunci, tuzlalele de pe litoralul Adriaticii erau la mare căutare. Se extragea sare de mare. Cele mai importante dintre toate salinele Adriaticii erau lângă Raguza. Maurovlahii erau atât de importanți pentru raguzani în comerțul cu sare, încât pur și simplu li se vindea sare pe credit, pe datorie. Ei erau atrași prin orice mijloc să vină în Raguza după sare, pe care s-o poarte cu caravanele lor în toate părțile, într-un evantai așa care acoperea toată peninsula balcanică. În 1318, de exemplu, un oarecare Iunius de Camano este ales împărțitor de sare pentru slav și vlahi. În același an, 1318, probabil un an de mare aflux negustoresc, este interzisă purtarea armelor în oraș, ca o măsură luată împotriva vlahilor și slavilor, indiferent de condiție, spune respectivul document. Și mai departe, căci pentru toate persoanele, atât străini cât și raguzani, atât slavi cât și vlahi, există aceleași condiții. În 1367, un document curios, un oarecare Nixa Buhana, fu pedepsit deoarece, mergând în munți la vlahi, le denunță prețul sării. Deducem că acest preț al sării a ținut secret de mai mare orașului în vederea obținerii unor negocieri cât mai avantajoase. Și mai aflăm că vlahi erau nu numai cărvunari, nu numai turmari, ci erau și negustori. Pentru că un document croat arată că li se lua taxa obișnuită pentru negoți, pe nume tergovină. Nu numai comerțul cu sare și cu alte mărfuri prima în relația dintre dalmați și valahi, ci și obligatoriu produsele transfumanței, brânza în special. Această brânză valahă apare în scriptele Raguzei fie cu expresia latină caseus vlahescus, fie cu termenul românesc strâncit un pic în actele lor, brence. În 1336 aflăm că era îngrijorător de puțină pe piață și consiliile mare și mic se agită. În 1357 aflăm că se permitea exportul brânzei, dar numai jumătate din cantitatea pe care un oarecare Blaxio de Grede va izbuti să o câștige de la valahi până la data de 15 noiembrie, data coborârii din munți către raticele de jos de Sfântul Martir. Consiliul mic dă tot acum o dispoziție ca brânza să nu mai fie vândută de vlahi și slavi în afara porților orașului, ci numai în piața publică, sub amenințarea confiscării mărfii. Foarte probabil această măsură era îndreptată împotriva speculei. Brânza și toate celelalte articole transportate de cărvunele vlahilor aici în Raguza poposeau în galantarele miriadelor de prăvălii care sunt împrăștiate în uzderie pe toate străduțele acestea înguste și medievale. Alături de postorul transfumant și de cărvunarul călător cu mărfurile, vlahul sau maurovlahul mai avea o valență extrem de importantă în evul mediu autohton, aceea de războinic. Maurovlahii erau mercenari căutați în epocă. În secolul XIV abundă informațiile, din care deducem că Raguza miza permanent pe brațul lor înarmat în numeroasele conflicte care au dus la apariția Republicii Independente. De exemplu, în 1357, raguzanii trimit la vlahi un negociator pentru recrutarea de mercenari. Ni s-a păstrat numele lui,
Osica Frane de Bodacea. În 1363 sunt trimiși la Vlaha alți doi negociatori în vederea recrutării de brațe în armate. Numiți în text doi oameni buni. Acești oameni buni erau clasa intermediară de aici. Patricienii erau pe locul întâi, oamenii buni clasa de mijloc și oamenii de rând erau cei de jos, talpa țării. În 1378 avem o mărturie directă. Regele Tvrtko al Bosniei oferă Raguzei un ajutor de 300 de soldați de-ai săi și tot atâția maurovlahi, probabil din Valahii Regal din Bosnia, pe care îi strecoară greu prin Stanio, un port din apropiere, întrucât raguzanii erau în război cu Veneția, a cărei flotă blocase tot. Și iată-mă pe zidurile Dubrovnicului, Raguza de odinioară, faimoase în toată lumea. Aceste ziduri au fost apărate și de maurovlahi. Numai la San Marino am văzut centuri de ziduri medievale atât de puternice și atât de întinse. În mod tulburător, avem o figură legendară comună, noi cei din România de azi, cu ei cei din vechea Dalmație, împărțită între Muntenegru și Croația. În special ne referim la Raguza, actualul Dubrovnik. E vorba despre Ler împărat, personajul din colindele noastre. Lerul, Ler și iară Ler. Un împărat vine de la răsărit, el are mai multe fiice, cu una se ceartă, pe aceasta ogonește. Povestea e veche. Este niciuna alta decât povestea regelui Lear, pe care Shakespeare a luat-o din folclorul celtic. Să ne amintim că pe vremea lui Burevista, celții erau vecini cu dacii, erau dincolo de gard. Și celții au influențat în mod decisiv civilizația, dacă de pildă ei au adus brăzdarul de fier în Dacia. Zona de confluență a celor două culturi era pe teritoriul Ungariei de azi, țară în care incidența numelui de familie Gal este mai mare decât în Franța. Ce este foarte ciudat este că acest Ler împărat, prezent în folclorul celtic, de unde l-a luat Shakespeare, și în folclorul român, unde a ajuns în colinde, este prezent în Raguza, în opera poeților renascentiști de aici. Zlatarici în secolul XVI, Gundulici și Palmotici în secolul XVII, scriu despre Ler împărat în poezia lor cultă. Și încă ceva. Aici, la Raguza, în 1278, apare în documente un oarecare Crâncus Presbiter Vlahus, Crâncu preotul valahilor. Să închinăm un gând lui Popa Crâncu din Raguza. Este un an fundamental pentru istoria țării care astăzi se numește Muntenegru. Nobilul sârb Ivan Țârnoievici, care fusese gonit de turci din țara, debarcă cu o flotă venețiană la Raguza, Dubrovnicul de astăzi, și începe să recucerească pas cu pas, bucată de bucată, țara, stăpânirea lui, înapoi. Mai mult sau mai puțin coincide cu granițele de astăzi ale Muntenegrului, ceea ce a reușit el să smulgă de la turci în urma războiului. Acest Ivan Țârnoievici își construiește o nouă capitală pentru noua lui țară, aici la Cetinje, unde nu era mare lucru până atunci. Își va construi o curte princiară și mănăstirea care există până astăzi. Tot de la el s-a păstrat un hrisop prin care a autorizat construirea bisericii vlahilor, pe care o vedeți în spatele meu. Doar exteriorul bisericii a căpătat o amprentă modernă la jumătatea secolului XIX. Interiorul ei a rămas pe de-a întregul cel medieval. Pentru că este cel mai vechi edificiu din capitala lor istorică, muntenegrenii țin foarte mult la această bisericuță, drept pentru care au onorat-o cu un gard construit din 1544 de țevi de pușcă pe care și-au capturat de la turci în timpul războiilor lor de independență din 1876-79. Le puteți vedea până azi jur împrejurul bisericii. Iată ce scrie în ghidul turistic al locului. Biserica Vlahilor a fost ridicată în lemn
La jumătatea secolului 15, de fapt știm că mai târziu de asta, pe la 1482, înainte de edificarea curții și a mănăstirii lui Ivan Țâl Noemici, de către crescători de animale pe nume Vlași, o clasă aparte de persoane în Serbia medievală. Într-adevăr, cu trecerea secolilor, maurovlachii, vlachii, fiind slavizați în totalitate, etnonimul lor a ajuns să însemne pur și simplu păstor. Același lucru s-a întâmplat și în Bulgaria, da. Cei din nordul Dunării ne leagă ceva foarte strâns de Cetinje, capitala lui Ivan Țâl Noemici de la sfârșitul secolului 15. Muntenegru de azi se numea pe vremea aia Zeta, aproximativ e vorba de aceeași țară. Ce ne unește, în mod surprinzător, este activitatea călugărului Macarie, ieromonahului Macarie. Acesta a deprins meșteșugul tiparului la Veneția la sfârșitul secolului 15. Și în 1494 tipărește prima carte cu litere chirilice din întreg universul slavon, în mănăstirea ale cărei ruine se pot vedea în spatele meu. Ea a fost, din păcate, distrusă de turci. Biserica ce se poate vedea astăzi, în mijlocul ruinelor, a fost construită la sfârșitul secolului al XIX, de regele Nicola, al Muntenegrului. Doar câteva elemente de arhitectură subzistă din zidirea renascentistă a lui Ivan Țâl Noemici. Ne amintim, el trăise în Italia. Și prima tiparniță din lumea slavă a fost aici. În 1494, cum spuneam, Macarie tipărește un liturghier în limba slavonă. Va mai tipări încă alte două cărți în Cetinje, în tiparnița amplasată undeva în vechea mănăstire, pentru ca, în mod cu totul inexplicabil, sau aparent inexplicabil, în 1508 să plece la Târgoviște, la curtea voievodală de astăzi, unde tipărește următoarele trei cărți ale vieții sale, începând în 1508 cu un octoiș. Pentru care motiv ieromonahul Macarie, editor și tipograf de elită în vremea respectivă, își mută tiparnița de la Cetinje tocmai la Târgoviște. Versantul dinspre golful Cataro al munților Lovcen, teritoriul maurovlahilor de altă dată. Lovcen este muntele cel negru care în timp va sfârși prin a da numele țării. Muntenegru. Ca să ne dăm seama de barbaria celor vremuri, în statutele orașului Cataro scrie: și dacă vreunul dintre străini, fie albanez, sârb sau vlah, a ucis pe vreun cetățean din Cataro și nu se poate dovedi cu martor acest lucru, comiții și judecătorii noștri, avându-l pe Dumnezeu în fața ochilor, pot să-i supună torturii pe acești albanezi, sârbi sau vlași, care veneau să completeze populația dalmată din orașele negustoreși de pe coastă. Cotor, anticul Cataro, prima mențiune din 168 înainte de Hristos, în vechea provincie romană Dalmația, fortificat de împăratul Bizanțului Justinian în 535, jefuit de Sarazin în 840, cucerit de primul țar al Bulgar în 1002, cedat Serbie un an mai târziu, în 1184 cedează de formă în fața țăratului sârb, dar își păstrează în continuare autonomia și instituțiile, episcopia sa catolică, dreptul de a semna tratate, cel de a purta războaie, era practic un stat în stat. Maurovlahii de pe vecinul munte Lovcen au fost tot timpul o prezență consistentă în Cataro, oraș negustoresc, oraș de corăbieri, în care comerțul cu sare și cu alte articole, dar în special cu sare, era într-un flux absolut debordant. De exemplu, în 15 august 1409 avem relatarea unei discuții dintre cei din Raguza cu cei din Cataro, în care raguzanii răspund celor din Cataro
că nu renunță la dreptul de a coborî prețul sării pe care ei o vând. Pe de altă parte, aceiași raguzani, atenție acum, se plâng împotriva agitației celor din Qatar, care se duc pe clienții lor Valahorum Congregationes et Cetus, asociațiile de vlah și alții, prin daruri, simonie și acordarea de prețuri exagerate pentru marfa celor vlahi. Iată cum, între Raguza și Qatar, avem o dispută pentru atragerea turmelor de valahi. Războaiele operau mutații serioase în păturile de populație ale epocii respective. La 1440, de pildă, în timpul război cu Raguza, hersegul bosniac Stepan Vukovic Kosacea construiește întărituri lângă cetatea Raguza pentru a-i opri pe valahi să intre în acea cetate, trimițându-i pe aceștia cu toată marfa lor aici la Qatar. Pentru ca, doar 3 ani mai târziu, același herceg bosniac Kosacea, de data asta în conflict cu venețienii care erau stăpâni orașului Qatar, construiește aici alte întărituri pentru a-i opri pe acei valahi pe care el îi trimisese să intre cu marfa lor în cetate. De ce? Pentru a lovi inima Serenissimei Republici Veneția, comerțul. Turmele valahilor, nemai putând a transporta mărfurile care se intre în carele corăbilor, Veneția avea de pierdut sume uriașe. Întemeiat conform legendei de eroul grec Cadmos în timpul exilului său din Teba. Cert este că avem o colonie greacă din antichitate exact pe stânca asta până la cucerirea de către romani, care stau pe aici câteva secole zdrave. Evul mediu timpuriu însă le împrăștie stăpânirea. În 841 orașul este jefuit de sarazin. După anul 1000 pendulează între regii din Dioclea și țarii Serbiei, încercând să-și creeze drum printre aceștia doi. În 1423 hotărăște să se unească cu Imperiul Colonial al Serenissimei Republici Veneția. Din păcate, în 1571 este jefuit de pirații turci și complet distrus. Budva și sateliții săi medievali au constituit o atracție permanentă pentru acești oieri valahi negri ca piață de desfacere pentru toate produsele lor, pentru brânză, pentru lână, pentru postav, pentru carne și așa mai departe. Statutele orașului, alcătuite în 1422, ne arată relația valahilor negri cu Budva și localitățile maritime învecinate, cum ar fi și acest stat, Santo Stefan, pe care îl vedeți acum. Oh.
orașul Split, de-a lungul secolelor, traversează varii sfere de influență. Bizanțul, statul feudal croat, apoi regatul Ungariei, care a absorbit Croația într-o coaliție, pentru că în 1420, unul din regii Ungariei să vândă toată Dalmația Veneției, care se instalează aici. Serenissima Republică nu va fi scoasă din Dalmația decât de armata lui Napoleon. Splitul trece prin toate aceste stăpâniri mai mult formale, păstrându-și neștirbită autonomie. Autonomie consfințită în statutele orașului, scrise și publicate în 1311. Bineînțeles că în atâtea alte locuri din Dalmația îi vom găsi pe vlahi așezați la locul lor, în relația orașului cu ei. Din Split vine către noi cel mai vechi nume românesc păstrat până azi, într-un document din anul 852. Ozanul, masculinul numelui de azi Ozana, care acum vreo 12 secole vedem că exista, dar și altele. În 1070 apare într-un proces Neagul din Zara Vechi. În 1080 Petru Dracul, George Dracul, apoi Dedul, Hundul și alții. Să mai notăm faptul că numele vechi românești încep să apară în scriptele dalmatine după anul 1000, sugerând așadar o migrație în preajma jubileului. Anul 1322 aduce cu sine un teribil război care devastează întreaga Dalmație. Purtat pe de o parte de foarte puternicul ban al Croației de pe vremea aceea, Mladen Șubiș de Bribir pe nume, împotriva căruia s-a aliat regatul Ungariei, mulți alți nobili croați invidioși pe puterea crescândă a banului și orașele dalmatine. Banul reușește să-i atragă de partea sa pe valahii din împrejurim, pe care incorporează valahii păstori turmari care erau la nevoie și militari. Bătălia se dă în apropiere, lângă orașul Șibenic, nu departe de aici. Banul este înfrânt, oastea sa distrusă, el este dus în captivitate în Ungaria, unde va muri 20 de ani mai târziu, iar cronicile vremii relatează faptul că valahii au suferit cele mai mari pierderi în oameni și în vite. S-au refăcut foarte greu. Principalul conflict al maurovlahilor secolului al XIV-lea cu potentații Dalmației a fost unul religios. Anume, dările către biserică, plătite de orice muritor pe atunci, nu se duceau acolo unde trebuie. Nu intrau în vispieria sacrosantă a episcopului de Roma, ci în cea a arhiepiscopului de Ohrida. Pentru că erau ortodoxi. Și împăratul Vasile al II-lea Bulgar Optonul, în 1120, după ce a distrus primul țărat bulgar, îi plasează pe toți vlahii din Imperiu sub tutela arhiepiscopului de Ohrida. O interminabilă corespondență ne-a rămas între episcopii Dalmației și Cancelarea Catolică Venețiană. Sunt cam 130 de volume întinse pe un arc temporal de câteva secole. De la 1420 până spre 1800, când Dalmația începea să mai fie venețiană. De pildă, un text într-o scrisoare expediată pe 16 februarie 1606 de un anume Don Tadeo Mulenici Bosneze da Șemenico, un personaj de pe lângă episcopul Dalmației, către nunțiul apostolic din Veneție. Să știe ilustra voastră domnie că Dalmația nu este altceva decât o circumscripție săracă înconjoată de orașe bogate, însă închise, și în care se află abia 70 de familii de catolici. Restul sunt turci și morlaci schismatici. De asemenea, în Craina, este un teritoriu din peninsula Istria, abia se găsesc 200 de familii catolice. Restul toți sunt morlaci. Observăm cum, încă de la începutul secolului al XVII-lea, cuvântul morlac a început să însemne ortodox, țăran ortodox. Prin turci se referă la sârbii trecuți la islamism din Bosnia de astăzi. Odată cu renunțarea la traiul pastoral
tradițional, care le-a păstrat limba și personalitatea, amestecându-se cu țăranii slavi mult mai numeroși în zonă, morlacii încep să se slavizeze la rândul lor, să fie asimilați de cei mult mai mulți între care trăiau. Și morlac începe să însemne ortodox, păstrând memoria originii religioase a acestui grup etnic. În perioada migrației lor, în perioada traiilor lor nomad sau seminomad, morlacii își vor fi ținut slujbele lor religioase în străvechi biserici bizantine, probabil distruse de invazii, refăcute de nenumărate ori, cum este cea din spatele meu, Sacrosanta Trinita, Sfânta Treime, construită în secolul al IX-lea, cel mai târziu, spun specialiști. Un secol al IX-lea în care în nordul Dunării bântuiau pe cenegii și încă ungurii nu sosiseră. Astăzi au o importanță deosebită în spațiul Splitului, pentru că vlahii sunt țăranii satelor și munților din prejur. Bineînțeles că ei nu mai vorbesc de mult românești, astăzi sunt complet slavizați. Dar acești așa ziși vlahi, după al doilea război mondial, în Iugoslavia comunistă a lui Tito, au depus cel mai mare efort uman la redresarea economică în timpul industrializării forțate comuniste a regiunii Splitului. Toți munții din spatele meu pe care vedeți sunt locuiți de vlași slavizați. Curios că termenul are și o conotație peiorativă. În limba română, de pildă, când spui țăran, nu spui nimic ne la locul său, dar când îi spui unuia măi țărane, dintr-o dată termenul capătă o altă conotație. Așa și ăștia de pe aici. Se fac vlași unul pe altul când vor să atingă acea anumită conotație. Vedem cum de-a lungul secolelor cuvântul vlah a ajuns aici să însemne țăran. Se vor despărțim de Split înainte să spunem că penelul unui artist local din secolul al XIX-lea a imortalizat imaginea unui țăran mergând la târg. Este vorba despre crochiul unui Mauro Vlah. Trogir. Un oraș delicios, înființat cu 3 secole înainte de Hristos, pe o insulă de coloniștii greci. Succesiunea o cunoaștem. Romanii, bizantinii, goții care îl distrug în timpul invaziilor. Numele orașului vine de la Trogos, care înseamnă piele de țap, literalmente, în limba greacă. De acolo vine și tragedie. Tragoidia însemna cântecul țapului. Tragedii care nu vor ocoli nici orașul Trogir, căruia dalmații spuneau Tragur în limba lor, iar italienii Trau. În evul mediu timpuriu, prosperitatea acestui mic port era umbrită de marele vecin Salona. Dar cum avarii și slavii rat Salona de pe fața pământului în secolul VII, o parte din supraviețuitori se refugiază și aici. În 1107, regatul Ungariei anexează Trogirul, care începe să prindă oareșcare avânt economic. Până în 1123, an în care sarazinii îl cuceresc, îl distrug complet. În 1241, aici se refugiază regele Ungariei, Bela al IV-lea, din fața urgiei invaziei tătarilor. Să vorbim despre un război. E vorba de anul 1348. În care vicebanul din Knin, o cetate din munți, îi reclamă pe morlacii din prejur că luptă împotriva regelui Ungariei. Ludovic I, vicebanul din Knin, era omul regelui Ungariei. Luptă împotriva lui, spuneam, alături de Veneția și de o coaliție de alte orașe dalmatine. După care, morlacii noștri se refugiază în Trau. Aici îi găsește reclamația vicebanului. Socoteala era simplă. Țineau partea orașelor dalmatine pentru că li se permite coborârea anuală în iernaticele de la Marea Adriatică și folosirea pășunilor acestor. Consemnarea cu pricina însă ne atrage atenția asupra unei realități destul de triste a vremii. Morlacii noștri
de altă dată, se aflau pe același câmp de bătaie, față în față, adeseori. Pentru că știm bine că în oastea vicebanului din Knin exista și un banderiu, o ceată, să zicem, de morlaci, care nu puteau lipsi nici de la această confruntare. Sunt multe situațiile în care maurovlahii erau forțați să lupte unii contra altora pe câmpuri de bătaie pentru interesele puternicilor zilei. În dreptul primăverii anului 1362 găsim în scrierile din Trau un alt conflict. Este vorba despre morlaci din munții Velebitului, întinși munți Velebit, care încep nu departe de aici, și care în acest an coboară cu turmele lor pe pășunile orașului Trau, pe care, ca de obicei, le devastează. Avem înregistrate multe plângeri ale cetățenilor din Trau, dar de data aceasta banul Croației le trimite și un răspuns care s-a păstrat. Banul cercetează, odată în plus, situația și constată că morlaci au tămărât într-adevăr pe pământurile trauienilor, distrugându-le ogoarele, viile, pășunile și poienile. Iar alții care s-au așezat în afara orașului își fac colibe și căsuțe și, ducându-și animale la adăpat, provoacă pagube imense. Interesantă ne apare astăzi soluția pe care o dă atunci banul. Le răspunde orășenilor în scris că, deși este de acord că ar trebui să alunge imediat pe morlaci de pe pământurile traorienilor, ia în seamă împrejurarea că miei sunt acum tineri, ceea ce ar cauza mari pagube morlacilor dacă ar fi mutați. Insistă pe lângă cetățenii din Trau să-i lase până la Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe este data la care turmele porneau către munte în aprilie. Insistă să-i lase până la Sfântul Gheorghe pe hotarul unde s-au așezat și cu condiția să nu mai facă pagube și în plus să nu mai aducă injurii cetățenilor. Făgăduiește însă banul Croației că de la anul nu va mai îngădui niciunui morlac ori vreunuia din neamul lor să încalce hotarul orașului. Știm foarte bine că după ce morlaci erau alungați, peste câțiva ani erau rugați să vină înapoi. Peste secole, imaginea unui savant născut aici, în Trogir sau Trau, Johannes Lucius, pe numele său latinizat, Giovanni Lucio, cum îi zic italienii, sau Ivan Lucic, cum îi zic croații. În 1673, Lucius publică Memorie istorică din Traguri, ora de tot Trau, iar înainte de moarte pregătește spre publicare statutele orașului său natal, în care apar informații unice, inclusiv despre maurovlahi. De pildă, în statutele pe care le-a salvat Lucius de la dispariție, avem condițiile în care orășenii de aici își dădeau animale la păscut bravariului sau celnicului, așa erau numiți capii morlacilor în Trau. Aceștia luau în primire vitele mărunte, cum apare în documente, bestias minutas, de care îngrijau cu păcurarilor pe munții din prejur. Baciul și ai săi luau drept plată a treia parte din produsul oieritului, brânză și lână în special, iar mai târziu și din ei. Socoteala se făcea inițial de 3 ori pe an, mai pe urmă doar la Sfânta Maria, exact ca ciobaii noștri din nordul lunării. Domnul mai da baciului ceva sămânță și un bou, ca să poată lucra un petec de pământ acolo sus la munte, dar și în rodul pământului era dator să dea domnului său a patra parte. De 3 ori pe an mai da stăpânul baciului câte 2 pâini și vin. Baciul n-avea voie să țină vite proprii mai mult de un sfert din cele ale stăpânului. De la fiecare vită măruntă, ucisă, ori crăpată, baciul trebuia să aducă pielea în oraș în răstimp de 8 zile, nu mai mult, și să o dea stăpânului. Sarcinile de tot felul aduse în oraș erau depuse obligatoriu numai în fața casei stăpânului. În cetate, baciul nu avea voie să rămână un timp prea îndelungat. Și, foarte important, avea printre altele obligația de a izgoni de pe pășunile traurienilor pe alți morlaci care țineau vite ale altcuiva.
și la trei limare, haide măi marmore, haide! Că în epocă, maurovlahii erau supuși unei discriminări etnice. Ne-au rămas documente în sensul ăsta. De la țarul Serbiei Ștefan Uroș al III-lea Decianski, care domnește la începutul secolului XIV. Acesta împiedică legăturile de căsătorie între vlahi și sârbi. Iar în Ceștovul lui citim: sârbul să nu se însoare între vlahi, iar dese va însura să o ducă între merobi. O revizuire de câțiva ani mai târziu scrie: să devină călător. Țăranul sârb nu avea voie să-și neguțătorească traiul său sedentar pentru cel seminomad al valacului. Asta nu înseamnă că sârbul nu avea voie să-și bage în casă nevastă din neamul maurovlahilor. Ceea ce era lui interzis prin Hristovul țarului era să schimbe modul lui de viață sedentar pentru unul seminomad. Populația maurovlahă era atât de numeroasă pe înălțimile alpine din dreptul coastei dalmate, încât un mare număr de munți de aici, special din țara Muntenegru, poartă nume românești. Durmitor, visitor, pârlitor, țipitor, mosor, val, buciu, buza și multe altele. Toponimele românești sunt numeroase pe aici. E suficient să ne aruncăm ochii pe o hartă. Transformanța nu era lipsită de pericole. De exemplu, o cronică sârbească ne menționează un eveniment petrecut în anul 1492, când un celnic de pe muntele Durmitor se pregătea să coboare pe litoralul din golful Cataro, de lângă Perast, pentru iernat. Tâlharii sârbi îl atacă, îl ucid împreună cu întreaga casa lui, bărbați, femei, copii, bătrâni, tot, și se păstrează inventarul jafului. 10.000 de oi, sute de cai și vaci, până și câini și măgari au fost păstrați în document. Devine regat în anul 925, în care primii regi își stabilesc reședința în cetatea Knin, o cetate legendară timp de secol. Avem amintiri în legătură cu această cetate, care era totodată și scaun de judecată. Să amintim că în 1376, nobilul croat Petar Martici se intitula în actele cancelariei sale Comestini et Holahorum, Comite de Knin și al Valahilor, formulă din care deducem importanța elementului maurovlah în secolul XIV acolo. La începutul secolului XV, dieta croată îi caracterizează pe vlahii de pe Valea Cetinei, de exemplu, care ținea tot de Banatul Cninului, cumva la modul următor. Vlahii din Cetina, care sunt mai însemnați între ceilalți, e vorba, bineînțeles, tot de forța lor militară. Inter ceterosisum insigniores. În 1436, banul Matko Talova se adresează același valah regal cu formula: tuturor împreună și fiecărui cătun în parte, sau capitan al valahilor imperial și regal, existenți în pomenitul regat croat, și acelorași valah, prezentându-le notificarea, le transmitem salutări cu afecțiune. Din simpla formulă de adresare deducem cât de importanți erau valahii ca prezență militară. Aceiași valahi care porneau în transumanță în fiecare an între munte și mare
aceiași balahi care la nevoie își alcătuiau o turmă, o cărbună și porneau între ale neguțătoriei prin peninsula balcanică. Tot ei erau și militari la nevoie. La 26 aprilie 1445, regele Ungariei Sigismund invită pe contele Ivaniș împreună cu Franca Panic, cel mai puternic familie nobiliare croate, și alți nobili împreună cu Valahii să ia parte la ocupația teritoriilor din Bosnia deținute de voievodul Sandali, care pierduse un război cu ei. În text, suveranul maghiar se adresează vlahilor a idoma celorlalți nobili din Croația, ca entitate militară aparte. Însă, foarte curând, puternicul comite Ivaniș Nelipić moare și moare fără urmași bărbătești. Conform dreptului roman, îl înfiază pe un alt foarte puternic nobil, Ivan Francapan, căruia îi lasă astfel toată averea lui. Dar regele Ungariei, la moartea lui Ivaniș Nelipić, cere pentru el întinsa stăpânire a acestuia conform dreptului succesoral al regatului Ungariei. Când un nobil murea fără moștenitor de parte bărbătească, averea întreagă revenea regelui. Această nerecunoaștere a dreptului civil roman de către suveranul maghiar va duce la un teribil război, în care, bineînțeles, că valahii nu puteau sta deoparte. Dar Ivan Francapan, luându-i de partea sa ca aliați, scrie un text tulburător. Legea valahilor. Lex antiqua valahorum, despre care se tot pomenește în documente, din Podolia până în Moravia și Croația. Organizația valahilor se numește în documentele croate Strana Vlașca și odată într-un document latin Universitas Valahorum. Era o adunare de mai multe sate, cătune și opcine, care aveau în frunte pe câte un cătunar. Șeful civil era cneazul. Pe Valea Cetinei, de exemplu, era ales de vlah și confirmat de domn. Cneazul avea și atribuții de judecător. Judecata se făcea, citez, după dreptate și nu cu puterea. Am încheiat citatul. Știm că un vlah, conform acestei legi, nu putea fi spânzurat pentru nici o vină, căci aceasta era considerată o moarte prea rușinoasă. Pedepsele erau dictate în bani și se prevedea că cine n-are poate să dea o oaie pentru o libră și o vacă pentru șase. Că vlahii nu erau simpli coloni sau simpli păstori, ne-o demonstrează și faptul că vlahii stăpâni peste state serveau cu uncia între ghilimele, adică plăteau o dare de război. Cei care nu aveau sat serveau călare cu scut și cu sabie, ori cu săgeți și cu sabie. Cetele plecate la război erau împărțite în două. Două treimi soldați și o treime aprovizionare și cai. Pentru nici o vină nu se putea lua valahilor calul ostășesc. Nu numai Croația este sursa documentelor scrise despre vitejia în lupte a maurovlahilor de aici. De exemplu, o scriere bizantină de a doua jumătate a secolului XV le laudă virtuțile militare. Este vorba de vlahii din Bosnia. Scrierea respectivă se numește Thrinostis Constantinopolis. Istoricul raguzan Cervarius Tubero scrie că ei sunt cei din tâi care luptă contra turcilor. Nenumărate documente, mult prea multe pentru a fi înșirate, ne aduc cu sine numele acestor maurovlahi, niște nume efectiv învăluite parcă în legendele și poveștile de demult ale românilor. Antul, Bratul, Cepul, Dobrulă, Drajul, Gradul, Grublă, Hranul, Jivul, Macul, Marcul, Marulă, Mândrulicea, Mitul, Micul, Racul, Rașul, Sandul, Surdul, Staiul, Stanul, Șcepul. Așa trebuie, că sunt cu pământ. Zadarul de astăzi, al croaților, Zara în engumediu, al venețienilor, a fost a treia metropolă fascinantă a Dalmației. Ar fi putut rămâne până astăzi, dacă n-ar fi fost contextul funest al celui de-al doilea război mondial, în care aliații anglo-americani au așternut un covor de bombe peste centrul istoric, reducându-l la o grămadă de molozi. După care, cu foarte multă greutate, se va reconstitui cam 30% doar din orașul vechi. Dintre relicvele care au supraviețuit dezastrelor repetate care au lovit Zara de-a lungul mileniilor,
Pe spatele meu vedeți catedrala Sfântul Donat, construită în același secol al IX-lea, în care Dalmația s-a umplut de biserici. Este în stil preromanic, este uriașă și foarte interesant este cum în baza ei s-au încastrat tot felul de sfărâmături din orașul roman jefuit, de huni, de ostrogoți, de avari, de slavi. De pildă, coloanele unui templu monumental, două dintre coloane mai sunt în picioare, reamplasate în diverse puncte ale orașului, care coloane au fost cumva, într-un mod foarte curios, cioplite, ca să poată fi transformate într-un soi de scaune, de fotolii, de bănci de piatră, dacă vreți. Locuit neîntrerupt din epoca pietrei. Pentru ca din anul 998 să înceapă să penduleze între Bizanț, Ungaria și Veneția. Un moment funest este anul 1202, în care cruciații cele de-a patra cruciade îl atacă mișelește, îl cuceresc, îl jefuiesc, îl distrug, dându-l Veneției, care smulge astfel de sub coroana Ungariei, regele Ungariei fiind unul dintre comandanții respectivei cruciade. Din Roma, Papa Inocențiu al III-lea se va grăbi să-i excomunice pe cruciații care au cucerit și jefuit creștini, dar își va ridica excomunicarea nu multă vreme după aceea, pentru că aceiași cruciați, în anul 1204, să cucerească și să jefuiască crunt Constantinopolul. Să nu uităm, să ținem minte, cruciații au distrus și cetăți creștine, nu numai cetăți sarazine. Zara, de altă dată, a trimis până la noi numele unor români de acum 1000 de ani și mai bine. În documentele unui proces îi întâlnim pe Vitul din Zara, Vitule Iadrensis, Iadera era numele latin, și pe Veselu, fiul unui oarecare Domincul, locuitor în districtul Zara. Deci Vitul, Veselul și Domincul. Iată cum se numeau românii în secolul al XIII-lea. Iar registrele ulterioare ne-au păstrat multe alte nume de români. Câteva dintre ele. Vidul, Ilul Pastor, Iurai Berbos, Hegul, Șerban, un nume cu românesc, Micula, un nume frecvent în Bihor, dar și nume de femei. Mara Torculața, Dobrula, Vrajula, Pârvula, Radula, Margareta Vidulichea sau Vidulicea, Maria Vidulichea. Marina din Tuzlalele din prejur era, bineînțeles, sufletul comerțului și aici, ca și în alte locuri din Dalmația. În 1352, de exemplu, Zara vinde Republicii Veneția, de care aparținea, toată sarea ce se producea pe teritoriul său, dar rezervă 12.000 de măji, aproximativ 12 tone, pentru trebuințe proprii și pentru comerțul cu morlaci. Vedem că trebuințele proprii și țara destinată morlacilor atârnau pe același taler al balanței.
Am mai vorbit despre brânza valahă, un articol extrem de prețios pentru întreg imperiul colonial venețian. Iată, de pildă, în 1417, Serenissima Republică dă dispoziții ca moracii coastelor de aici să-și ducă brânza la Zara, de unde se va transporta mai departe la Veneția și de acolo pe alte piețe, în întreg arealul mediteranean. Să citim un fragment din text. Ca morlacii și alții să aibă însărcinarea să aducă brânza în țara noastră, Zara, și de aici să fie dusă la Veneția pentru a ne ajuta să intrăm în țările menționate mai sus, așa cum morlacii erau obișnuiți să facă punându-se în primejdie. Deducem că era un adevărat pericol pentru o caravană morlacă să ajungă la Zara. În 1553, un judecător sindic din Veneția, pe nume Giovanni Battista Giustiniano, își publică impresiile de călătorie prin Dalmația. Își va intitula cartea Itinerari. Informațiile pe care ni le transmite sunt edificatoare. Morlacii aduc la Zara bucate, lână, pături, cordovan, miere, ceară roșie și brânză. Locuitorii le dau în schimb pâine, carisi, n-am reușit să aflu ce înseamnă asta, zahăr, uleiuri, vinuri, ceară albă și tot felul de coloniale. Venitul acestui negoț se urcă anual la 13-14 mii de ducați. Referitor la Split, sindicul nostru din Veneția estimează comerțul Splitului cu morlacii la 24-25 de mii de ducați anual, adică aproape dublu față de Zara. Să continuăm cu descrierea pe care o lasă acestor locuri, în perioada în care turcii deja făceau ravagii. În oraș erau atunci 1180 de case. Ținutul său are puțin locuitori și pământul răzac necultivate. Împrejurimea nu e capabilă a-i alimenta pe orășeni și aceasta o fac istrienii și morlacii, care acordă proprietarilor a patra parte din pământurile cultivate de ei. Averea mai prețioasă acestor țărani, contadini e termenul lui, e pusă la adăpost în Zara. Ei nu țin la dâns și prin satele lor decât puține lucruri din cauza pericolului turcesc. Tocmai de aceea averea lor constă în vite pe care, cum ei își spun, le pot mâna unde le place. În războiul din urmă s-au devastat multe sate, astfel că din 280 câte erau, n-au mai rămas decât 96. Pe insule se află 33 de sate. Considerații similare face Giovanni Battista Giustiniano și despre morlacii din jurul orașelor Sebenico, Trau. Sebenico, despre el spune că jur împrejur locuiau numai morlaci. Un alt judecător sindic, confrate cu Giustiniano, Antonio Diedo pe nume, scrie la rândul său că dacă s-ar suprima comerțul morlacilor cu dalmatine, aceștia din urmă ar muri de foame. Un nou citat. Morlacii aduc necontenit bucate, brânză, cărnuri, miere, ceară, ceară roșie adăugăm noi, ceară brută, lână, postavuri brute, diferite piei, etc. și iau în schimb sare, pește murat, postavuri fine, precizăm noi, uleiuri coloniale, zahăr, ceară albă și alte mărfuri. Reținem următoarea idee. Fără Mauro Vlahi, orașele dalmatine de la începutul secolului XVI nu ar fi putut exista. O scriu autorilor. Zadar vine până la noi imaginea unui cărturar. Simon Kozicic Benya, episcop al Modrusei, a trăit între 1460-1536. Portretul său este expus astăzi la primăria din Zadar și la hotarul dintre secoli scrie o cărticică despre viața arhiereilor și cezarilor Romei. Hai să citim un fragment.
învingând Traian acea țară, Dacia, o coloniză cu romani, din care pricină maurovlahii afirmă și acum că sunt romani. În alt loc scrie: construit Traian pod de piatră peste Dunăre, peste care trecură romanii din țara sârbească în Ardeal și Morovlahia. Vedem cum Morovlahia la acest episcop cărturar însemna țara românească și Moldova, în care locuitorii își ziceau români pe vremea aceea. Ardealul e menționat la el separat, dar un alt învățat croat, Ivan Pergoșić, la 1574, traduce în sârbo-croată tripartitul lui Verbeții, o culegere de legi pe care se va fundamenta principatul independent al Transilvaniei. Acest Pergoșić traduce pe volahii din textul latin al lui Verboții prin morovlaș. Iată cum la el Ardealul e tot Morlachia. Așadar, pentru învățații croați ai secolului al XVI-lea, Maurovlahia, Valahia Neagră era Romanitatea Nord-Dunăreană, Dacia Pliniană, dacă doriți, aproximativ România de astăzi. Istoricul din Raguza, Ludovicus Cervarius Tubero pe nume, călugăr benedictin, în comentariile timpului meu scrise pe la 1500, îi numește pe românii din nordul Dunării cângeți, când morovlahi. Să revenim la vechea noastră cunoștință, bunul judecător sindic Gioan Battista Giustinianu, acela care în 1553 își publică la Veneția itinerariul său pe întreaga coastă dalmată de la nord la sud. El trece și prin orașul Nona, numele contemporan Nin, construit pe o insulă într-o lagună. Aici el întâlnește pe morlacii noștri, pe care îi descrie într-o lumină nu tocmai favorabilă, mai degrabă una sumbră. Hai să citim un text din itinerariul lui. Partea nordică a orașului Nona e frumoasă și umbroasă, fiind foarte mulți arbori și mai sunt acolo și pășuni foarte verzi. Toți locuitorii se numesc murlachi, care au mai mult aspect de fiară decât omenesc. Ei se ascund lângă străzi, dejefuiesc și omoară pe călători și țin de mare cinste să trăiască din furtișag. Se hrănesc cu lapte și brânză. Toată averea lor constă din vite. Ei sunt un neam de religia sârbească și eretică și supuși ai turcilor. Giustinianu descrie un tablou extrem de sumbru pe întreg litoralul dalmat, cucerit și răvășit de turci. Îi întâlnim pe morlaci ca tolerați ai turcilor și supuși ai acestora. Vremurile îi transformaseră din păstorii, care vedem și aici că erau, se hrăneau cu lapte și brânză, vremurile, zic, îi transformaseră în hoți la drumul mare. Imagine confirmată un secol mai târziu de un alt venețian, Paolo Sarpi, un savant, care la rândul său descrie ceva similar într-un dialog, a scris un dialog. Suntem deja spre sfârșitul secolului XVI și începutul secolului XVII. Vorbind despre orașul Nin sau Nona, spune: are și martolozi, oameni creștini de credință greacă, locuitori în părțile din Morlaca, care și morlaci și vlahi se mai numesc, și chiar și uscoci, hoți vicleni, care dau o parte din roadele jafului lor turcilor, făcând martolos să însemne în limbile slavă și albaneză asasin de stradă. Uscoci erau un nume generic dat pentru bandele de briganți din Croația, iar martolozi erau membri ai miliților neregulate din Imperiul Otoman, recrutați cu preponderență dintre haiduci ortodoxi. Din nou îi găsim pe maurovlahi, pe la 1600 de data asta, identificați ca etnie distinctă alături de slavi, albanezi și, bineînțeles, latinii dalmați ai orașelor de coastă. Apropo de asasin de stradă, pe 5 octombrie 1607, Paolo Sarpi este atacat în Veneția, în plină stradă, de doi asasini înarmați cu pugnale, care îl străpung de 15 ori și fug la Roma, unde sunt primiți în triumf, pentru că fuseseră angajați de însuși papa pentru lichidarea savantului din Veneția.
Acestea erau vremurile. Putem să-i condamnăm prea mult pe Mauro Vlah, asasinii de stradă ai lui Paolo Sarpi, când el însuși este atacat și înjunghiat în plină stradă de trimișii papei de la Roma, care apoi vor primi o pensie viageră pentru fapta lor, chiar dacă Paolo Sarpi supraviețuiește oribilul atentat, s-au mirat doctorii cum de-a trăit, a mai trăit 20 de ani. Și revin, ținând cont de realitățile timpului, s-ar putea să trebuiască să le acordăm circumstanțe atenuante Mauro Vlahilor, care încercau să supraviețuiască. În orice fel, dar să supraviețuiască. În secolul XVIII, un alt venețian, abatele Alberto Fortis, publică la rândul său, în 1774, Voiaj în Dalmația, în care din nou îi întâlnim pe Mauro Vlahi din Nona. Puțina prietenie ce există între toți locuitorii orașului maritim și verzi descendenți ai coloniilor romane, morlaci, ce erau tratați de cele mai multe ori cu profund dispreț, atât la nivel individual cât și vicinal, ar trebui să se preschimbe, deși sunt încă indicii că vechile prejudecăți coexistă între cele două rase. Morlacii, care îi păzeau pe gentilomul orașului sau pe avocat și de al căror angajament aveau nevoie, îi tolerau, dar nu iubeau. Adeseori erau confundați cu cei din clasa bodolilor, iar acest nume de bodolo ducea la ideea de tâlhar sau hoț. Bodol înseamnă locuitor din insule, cei care se ocupau intens cu pirateria în secolele trecute. Orașul Nona nu a avut un destin fericit, întrucât venețienii, temându-se să nu încapă în mâinile turcilor, îl demolează complet, undeva pe la jumătatea secolului al XVI-lea. După ce scrie Justiniano și înainte să scrie Sarpi despre Mauro Vlahi de aici, palatele și bisericile sale sunt rase, ca și centura de fortificații. Supraviețuiește bisericuța din secolul al IX-lea, pe care o vedeți în spatele meu, și în care acești Mauro Vlahi eretici, sârbi, de credință greacă, numiți în toate felurile de catolici care scriau despre ei, își vor fi ținut slujbele lor. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Găsim în pereții ei, încastrate, pietre luate din orașul roman. De exemplu, frontonul ei de intrare este pur și simplu o bucată din capacul unui sarcofag creștin sau paleocreștin al unui om bogat, probabil de pe secolele 4, cel târziu 5. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă trânsa Domnului să ne rugăm. Oare până când își vor fi vorbit Mauro Vlahi limba lor? Care a fost intervalul de timp în care ei s-au slavizat și când s-au slavizat complet? Unii spun secolul XVIII. Abatele Alberto Fortis îi consideră deja slavizați, deși îi numește veri ai romanilor. Alții spun secolul XIX. Hai să citim un fragment din textul unui jurnalist și scriitor italian, Giuseppe Prezzolini, care publică în 1915 la Florența cartea sa Dalmația. Ce scrie el în 1915? Termenii utilizați până azi în Dalmația de locuitori erau pentru păstori morlac, pentru țăran slav și pentru locuitori înstărit borghezan. Citadinii vorbesc limba italiană, țăranii vorbesc dialectul sârbo-croat și morlacii limba lor. Încă în 1915. Acest Prezzolini vorbește în continuarea fragmentului despre complexul de superioritate al italienilor din orașele de pe coastă, dalmații se pare că deja erau dispăruți, atât față de țăranul slav
cât și față de păstorul Morlac. Vedem sorginte acestui dispreț încă din textele de secol XVI. Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îngheșugarea roadelor pământului. Relicve similare mai găsim împrejurul orașului Nona, cum ar fi Biserica Sfântul Nicolae din spatele meu, tot din secolul al IX-lea, transformată în turn de apărare, cum se poate vedea. Iar jur împrejur, una dintre pășunile care atrăgeau pe maurovlași din munți în iernaticele de pe litoral. Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Atât de numeroasă era prezența maurovlahilor în Dalmația, special în regiunea de coastă, încât cu începere de după 1500, munții Velebit încep să se numească în documente și în hărți Morlacca sau Morlachia, în timp ce canalul dintre țărm și insulele extrem de lungi ale Adriaticii începe să poartă numele Canale de la Morlacca. Cele mai vechi relatări scrise le avem din 1387 despre conflictele dintre oamenii sedentari ai locului și maurovlahii transhumanți care începeau să coboare definitiv către litoral, fugind de turci. Comiții de Corbavia confirmă drepturile cetății Carlopago de la poalele munților Velebit și stabilesc totodată că vlahii învecinați n-au voie nici să stea, nici să pască vitele în jurul acestei cetăți. Găsim multe opreliști similare prin întreaga Dalmație, cum ar fi Republica Autonomă Țărănească Poliița, ori insula Velia, astăzi numită Kirk, numai că descinderea vlahilor începea să fie masivă. De pildă, o cronică dalmată scrisă în italiană pomenește în dreptul anului 1394 multe noi turme de vlas, în paranteză morlachi, pentru a scăpa de asuprirea turcilor, părăsesc partea muntoasă a Bosniei, unde se îndeletinceau cu păstoritul, coboară în Dalmația și se stabilesc prin munți până lângă mare. Munții Velebit se numeau Morlachia, iar slavii numesc aceeași regiune Podgorie, adică sub munte. Întâlnim pentru prima dată toponimul Morlachia în paginile primului roman croat, scris în timpul Renașterii, în 1538, de autorul renascentist Petar Zoranic din Zadar. În 1569, acest roman se publică la Veneția. E un roman pastoral, alegoric, fantastic, inspirat de autori antici și medievali, care, conform tiparelor epocii, înfățișează tribulațiile eroului, probabil autorul însuși, printr-o lume reală și surreală. Și lumea mea e lume legată, lumea mea e lume legată. Api cu lanțori și cu lacată, nu-mi e bine niciodată. Acesta a fost, dragii mei, periplul prin țările odinioară locuite de maurovlahi. I-am întâlnit când păstori, când cărvunari, când războinici, în funcție de necesitățile momentului. Ne vom lua acum la revedere, dar nu oricum, ci în limba istoromânilor, despre care mulți savanți susțin că ar fi să fie ultimii vorbitori ai limbii maurovlahi. Ei nu cunosc expresia noastră la revedere. Știți cum spun ei? Ei spun Domnul cu tine. Apitri și patru rău de moarte, trei și patru rău de moarte. Aici lume dea, aici de o iagă, lume dea, aici de o iagă. Eu te-a sparge într-o de grabă, eu te-a sparge într-o de grabă. Aici lume dea, aici de hârtie, lume dea, aici de hârtie. Apii te-aș aprinde într-o mânie, te-aș
te-așa prinde într-o mânie, și te-așa prinde de tripăt, te-așa prinde de tripăt, de tripăt cu lemne verzi, de tripăt cu lemne verzi, apiși de-o parte, cu o scace, și de-o parte cu o scace, apică de tine n-avui parte, numai de străvăinătate.